Să ne rugăm. Doamne, te rugăm să ne dai Duhul Sfânt și Tu să fii instructorul nostru în această oră. Te rugăm prin Domnul Iisus. Amin. Tema din această seară, ultima tema din această seară, bucurați-vă că mergem acasă să ne odihnim, se numește Cine a câștigat cămașa lui Hristos? Și probabil că pentru unii sună puțin blasfematoriu și este. Titlul Cămașa lui Hristos... Nu știu dacă v-ați pierdut timpul cu acel chici, cu acel surogat de literatură. Este un roman religios sentimental despre un soldat care ar fi câștigat cămașa lui Hristos atunci când soldații romani trăgeau la sorți pentru cămașa lui. De fapt, nu a tras la sorți pentru cămașa, ci pentru manta lui Hristos. Și manta lui Hristos este simbolică. Și soldații romani trăgând la sorți pentru manta lui reprezintă o scenă simbolică pe care o vom discuta în seara aceasta. Fără să-și dea seama, dramatizau întâlnirea unei profeții. Dar să mergem la Daniel capitolul 8. În cartea lui Daniel capitolul 8, Daniel are a treia viziune care reprezintă istoria universală începând de la Imperiul Medo-Persan data aceasta până la timpul sfârșitului. Și în viziune, așa cum știți, sunt convins că nu spun lucruri noi pentru nimeni și nu sunt lucruri grele, vede un berbec și versetul 20 spune berbecul pe care l-ai văzut, cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Apoi vede un țap și versetul 21 spune țapul pe care este împărția Greciei și corul cel mare între ochii lui este cel din tâi împărat. Nu știu de ce oamenii nu citesc Biblia și nu spun nu știu de ce nu citesc. Pentru că de când cu războiul din Golf, al doilea, s-au răspățit în lumea evanghelică, eu locuiesc în Bible Belt și bisericile evanghelice sunt foarte puternice, s-a răspățit o teorie că berbecul este Iranul și Irakul, din care două coarne, iar țapul sunt statentele Americii, că uite că nu atinge pământul, deci zboară. Și nu mă mir să găsesc asemenea interpretări în bisericile evanghelice, dar le-am găsit și acolo unde n-ar trebui să se găsească. Și Biblia este foarte clară. Apocalipsa și Daniel sunt științe, nu sunt eseuri. Interpretarea profețiilor apocaliptice nu este literatură, este matematică. Când Biblia spune că berbecul este Medo-Persia, este Medo-Persia. Când Biblia spune țapul este Grecia, țapul este Grecia.
Când Biblia spune că cornul este cel din tâi împărat, Alexandru Macedon, este Alexandru Macedon. Aș vrea însă să vă atrag atenția la un alt aspect. Despre Berbec se spune că berbecul acesta era puternic. Despre Țap se spune că a ajuns foarte puternic. Deci este aici o succesiune. De ce a fost Țapul foarte puternic în timp ce berbecul era doar puternic? E un răspuns foarte simplu, nu? Țapul a fost mai puternic decât berbecul. Teritoriul a fost mai întins și forța militară a fost mai mare, nu? Țapul însă a ajuns foarte puternic, dacă n-a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. Cine nu cunoaște istoria lui Alexandru Macedon, care a cucerit lumea, dar nu s-a cucerit pe sine. Și a murit după o noapte de beție, după un chef zdravă. Se întrecea cu generalul lui să vadă cine bea mai mult. I-am trecut pe toți, dar cu ce rezultate. În locul lui au crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor. Anticii își închipeau că lumea e patrată și are 4 colțuri. Așa că cele 4 puncte cardinale sunt cele 4 vânturi ale cerurilor. Într-adevăr, 4 generali al lui Alexandru Macedon, după lupte care au ucis toată familia lui, Lisimach, Casandru, Ptolemeu și Seleu, și-au împărțit Imperiul lui Macedon. Dintr-unul din ele a crescut un cor mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată, s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a dobrut la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenea oștirii, a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt. Vreau să spun o întrebare. Cunoașteți care este cea mai populară interpretare cu privire la acest cor mic? Cine vrea să spună? Că acest corn mic este Antioh Epifanul. Cine a fost Antioh Epifanul? Dați-mi 5 minute ca să scăpăm de erezie și să vedem care sunt rădăcinile ei. Antioh Epifanul a fost un rege în dinastia lui Seleuc. Deci Seleuc și Ptolemeu, Casandru și Lisimach au fost cei 4 generali care au împărțit Imperiul lui Macedon. Seleuc și Ptolemeu au fost cei mai puternici. Și conflictul dintre ei reprezintă baza lui Daniel 11, baza istorică de la care pleacă Daniel 11. Ptolemeu avea Egiptul, Seleuc avea Mesopotamia și Siria, teritoriul de astăzi al Irakului, în principal era al lui Seleuc. Unul dintre urmașii lui Seleuc a fost Antioh Epifanul. Epifanes se numea el pe sine. De fapt, Epifanes însemnează cel slăvit, dar contemporanii spuneau Antioh Nebunul. Antioh Epifanul a făcut război împotriva Egiptului și a făcut război și împotriva poporului Dumnezeu, împotriva Israelului. Și pentru că Antioh Epifanul vrea să impună cultura helenistă în Israel, fiindcă avea fixul pe care au toți dictatorii, că deosebirile culturale sunt periculoase, și fiindcă Israelul cultural se deosebea de ceilalți, a încercat să infiltreze. Evreii foarte conservatori au rezistat la infiltrarea helenistă. Dar Antioch continua să încurajeze pe toate căile, așa se face că la Ierusalim marele preot, când ieșea de la templu, se ducea să privească, citesc din Macabei, la urciunea aruncării cu discul pe stadion și evreii au început să se antreneze în gimnazii. În gimnazii pe vremea aceea nu existau shorturi și maiuri, așa că dădeai ce aveai jos pe tine și n-aveai decât o tunică și au început să nu mai practice circumcizia pentru că nu puteau participa la concursuri atletice din cauza circumciziei și încetul cu încetul varurile au început să se erodeze, a existat un conflict până ce Antioch a hotărât să ia măsuri. S-a dus la Ierusalim, a cucerit Ierusalimul, a desfințat sergiul de la templu, a jertfit porci pe altarul lui Dumnezeu, a făcut o statuie lui Zeus și i-a aplicat pe evrei sfinții la sabat și la circumciziune. Evreii s-au răsculat. Din iubire față de Dumnezeu sau din naționalism, nu știu sigur. Dar înclin să cred că a fost mai mult naționalism decât iubire față de Dumnezeu. Și dacă știți cartea Macabeilor, aveți toată istoria răscoarelor. Rezultatul acestei istorie a fost că Macabei au fost, care erau preoți, s-au făcut și regi. Și așa se face că avem o urăciune în Ierusalim. Preot, rege. Numai Mesia este preot, rege. Unii au început să spună, asta este Mesia.
Problema este că naționalismul întotdeauna te face să exagerezi importanța ta și a dușmanilor tăi. Și în acest entuziasm naționalist, care a fost epoca Macabeilor, evrei s-au apucat să interpreteze cartea lui Daniel și să spună că acest corn mic este Antioch Epifanul. Și cartea lui Daniel, deci, se referă în principal, Daniel 8, la Antioch Epifanul. Profanarea sau desfințarea jertfei curbate de profanarea sanctuarului este Antioch Epifanul. Curățirea sanctuarului este victoria Macabeilor. Daniel 11 se referă la Antioch Epifanul. Domnul Hristos a spus adevărul cu privire la Daniel 11 și o să merg în predica de pe raportat în Matei 24. Domnul Hristos le spune ucenicilor, când veți vedea urăciunea pustirii despre care vorbește profetul Daniel, stând în locul sfânt. Cum, Doamne, pe Antioch Epifanul n-a fost... Nu, no, cine citește să înțeleagă. N-a fost Antioch Epifanul, vor fi romanii. De fapt, Daniel 9 spune în versetul 27, prezicând distrugerea Ierusalimului, pe aripa urucior idorești va veni unul care pustiește. Sunt două pustieri. A fost doi mari oameni care au zis acest adevăr. Unul a fost un părinte bisericesc din secolul 3. Celălalt a fost William Miller. Că de fapt Biblia nu vorbește despre vorbind pe aripa urucior pustiești, va veni unul care. Pe aripa urucior idorești va veni unul care pustiește. Biblia spune unul și altul după aceea. O urăciune a pustirii a fost la Ierusalim în 70 anno Domini, cealaltă a fost așezat în 538. Una a fost în locul sfânt la Ierusalim, alta în locul sfânt în biserică. Una a fost în poporul lui Dumnezeu, în biserica Vechiului Testament, alta în biserica Noului Testament. Amândouă plecat de la Roma, amândouă a fost Roma, de fapt. Așa că, mergând, întorcându-mă la Antioch Epifanul, Biblia spune că berbecul a fost puternic, sapul a fost foarte puternic. Cum a fost cornul cel mic? Nespus de puternic. S-a mărit nespus de mult. Deci, dacă s-a mărit nespus de mult, putea fi un rege într-o împărțire a lui Macedon? Trebuia să fie mai mare decât tot imperiul lui? Macedon. Singurul imperiu care a fost mai mare decât Persia și decât Greco-Macedonia, cine a fost? Roma, nu? Care a fost nespus de tare. De altfel spuneam, ce am învățat noi sâmbătă dimineață, din visele lui Iosif. Profețiile apocaliptice sunt serii de viziuni paralele cu structuri identice și simboluri diferite. Se referă la aceleași perioade de timp și la aceleași evenimente. Aceasta este știința biblică a interpretării profeției. Așa că, în mod normal, sunt patru împărății, nu? Dacă Babilonul nu mai intră în joc aici, fiindcă i-a trecut timpul, e Grecia, e Persia, e Grecia și a patra este Roma. Așa cum tălpile au două faze, monolit și apoi 10 degete, așa cum fiara patra are două faze, întâi fiara, apoi 10 coarne, care sunt 10 regate, la fel, corul cel mic are două faze. Întâi cucerește spre miază zi Egiptul, Roma cucerit Egiptul. Apoi cucerește spre răsărit Siria și apoi spre țara cea înaltă. Palestina este prima fază, orizontală. Prima începe pe verticală, se înalță la căpetenia oștirii, la locașul său, la oaste. Nu? Deci este Roma papală care cucerește pe verticală, spre cer. Cineva ar putea să le zice o întrebare și închei capitolul Antioch Epifanul. Adică nu închei, mi-am ceva de spus după aceea. Dar ar putea să zice o întrebare. Zice, cum? Păi cornul ăsta iese dintr-unul dintre coarne, nu? Deci unul dintre cele patru coarne este Seleuc și dintre ele iese Antioch. Nu. O putere. Când intră o putere politică în profeție? Când intră în contact cu poporul lui Dumnezeu. Romanii au intrat în contact cu poporul lui Dumnezeu 961 înainte de Hristos. Cu câțiva ani înainte, cu 8 ani înainte, dacă nu mă știu, cuceriseră Macedonia. Una dintre cele patru coarne. Deci unul dintre cele patru coarne l-are romanilor de acum.
Și de acolo intră în contact cu poporul lui Dumnezeu. În 161. Dacă știți Cartea Macabeilor, ne descrie legământul lor cu romanii în 161. Țineți minte această dată și legământul, pentru că este important pentru înțelegerea lui Daniel 11. Legământul cu romanii a avut loc în 161 și evreii au fost atât de entuziasmați, știți doar Cartea Macabeilor, să vedeți, plin de entuziasm. Că ce bun sunt romanii și ce cinstit și ce curați și ce virtuoși. Și nu ca păgânii de greci, care sunt cornul cel mic și care sunt fiara din Daniel și care sunt anticristul. Ei credeau în Roma și considerau că Antioh Epifanul este anticristul evrei. Și nu știau că au făcut legământ chiar cu cei care îi vor distruge. Ei bine, nu vi se pare că lumea protestantă face aceeași greșeală astăzi? Eram odată la... Haideți să vă spun, cu toate nu-mi place să spun. Și nu spun ca să critic. Eram la un camp meeting. Și președintele universității din Collegeville, atunci școala de sabat, era despre Apocalipsa 13. Și a început să vorbească. Apocalipsa 13. Da, zice. Lord of the Rings. Da. Harry Potter. Da. Războiul stelelor. Uite, Apocalipsa 13 se împlinește. Și a spus, uite, unii preoți catolici sunt în necaz mare acum, fiindcă presa și reporterii, lumea liberală s-a îndreptat ca niște ultra asupra bisericii catolice și noi avem păcatele noastre, noi ar convenit să ne expuși, să ne rugăm pentru ei. Mă rog, asta a fost greșeala evreilor. Au făcut legământ cu o putere, cu privirea care Daniel, Biblia îi avertizează, nu faceți legământ cu ea, și s-au temut de un câine mort, pentru că Seleuc era deja învins. Și la Daniel 11 voi povesti cum, cât de ușor a fost Seleuc pus în banca lui. Nu Seleuc, Antioh Epifanul, mă scuzați. Ideea că cornul cel mic este Antioh Epifanul a fost resuscitată în secolul 3 după Hristos de un filozof păgân numit Porfiriu, neoplatonist, care vrea să arate că Daniel nu a prevăzut viitorul și că cornul cel mic nu este Roma, ci Antioh Epifanul. Și spunea că Daniel, de fapt, este vaticinea ex eventu, adică a fost scris după ce s-au întâmplat evenimentele. Daniel și-a scris cartea după războiul Macabeilor. Cu alte cuvinte, Daniel e un mincinos. Nu mai cum un păgân spune așa, dar dacă știți introducerea la New International Version today, astăzi, sau la alte versiuni ale Bibliei, sau ceziți notițe explicative, veți găsi același lucru. Daniel a fost scris în timpul Macabeilor. Și este o parabolă cu privire la lucruri pe care Daniel le-a văzut în războiul împotriva Macabeilor. Profețiile apocaliptice au fost date de Iisus și au fost explicate de un înger. Nu a fost compus de Daniel, cartea lui Daniel. E un mod de a spune că Daniel minte. Dar să mergem la adevărata interpretare a profeției. Această interpretare eronată, falsă, nu este întâmplătoare, este o armă care se folosește împotriva solii advente și din cauza asta am insistat asupra ei. Singura armă pe care o au bisericile rătăcite împotriva acestui adevăr atât de clar al profeției, legat de curățirea sanctarului cerești 1844, singura armă pe care o au este teoria că Antioh Epifanul este cornul cel mic. Dacă recunoști că Antioh Epifanul nu este cornul cel mic, ci este Roma, este foarte greu să nu devii adventist. Și să nu ne mire că această falsitate este îmbrățișată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. Deci citim Daniel 8, 10 la 12. Vedeți pe ecran. A dobărât la pământ o parte din oștirea aceasta. Cine este oștirea cerurilor? Cine este oștirea cerurilor? Sunt oaspete, sunt onoare să fie oaspete al bisericii române din Loma Linda. Este un club sau este o armată? Este o armată. Oștirea cerurilor. A doborât o parte din stele și le-a călcat în picioare. Cine sunt stelele? Domnul Hristos ține în mână 7 stele. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Cine sunt îngerii celor 7 biserici? Sunt slujitorii lui Dumnezeu în cele 7 biserici. Stelele nu sunt îngeri. Stelele sunt îngeri în sens figurat, dar nu sunt îngeri din cer. Stelele sunt slujitorii lui Dumnezeu. Cei neprihăniți vor străluci ca stelele, cei înțelegi vor sluci ca stelele. Cei ce vor învăța pe alții să umble în neprihănire vor sluci ca lumina cerului, acum și în veci de
veci. Știu că mulți aveți în minte acum Apocalipsa 12 și spuneți că Balaurul a trântit la pământ cu coada a treia parte din stele și că ei sunt a treia parte din îngeri pe care Lucifer i-a tras revolta sa. Dați-mi voie să vă spun, dacă avem curajul să refuzăm învățături populare din alte biserici, haideți să dăm la o parte și ceea ce nu este de fapt doctrina noastră, ci este folclor. Stelele pe care Balaurul din Apocalipsa 12 le trântește la pământ nu sunt îngeri, sunt toți slujitori al lui Dumnezeu. Pentru că Balaurul acela este fiara din Daniel 8, e corul celui din Daniel 8. Daniel, corul celui trântește stelele la pământ. Și Balaurul face același lucru. Balaurul are 7 capete și este Roma. Și corul cel mic este Roma. Profeția se explică singură. Așa că aici este vorba despre slujitori al lui Dumnezeu care sunt trântiți la pământ și călcați în picioare. Și vorbind despre aceasta, nu e vorba despre persecuție. Este vorba despre corupție și apostazie. Pentru că Roma a făcut ca slujitorul lui Dumnezeu să cadă în capcana ei. Dați-mi voi să fac puțină istorie. Eusebiu din Cezarea a scris istoria eclesiastică și a fost unul dintre episcopii și lingușitorii lui Constantin cel Mare. Și Eusebiu din Cezarea povestește cum, când a avut loc conciliul din Nicea, ne spune Eusebiu din Cezarea cum veneau episcopi care aveau câte o mână tăiată, câte un ochi scos, pentru că fuseseră torturați în temnițele romane, eroi ai credinței. Și zice el, când ne-au întâmpinat soldații și ne-au dat onorul și ne-au zis la masa plină de bucate și cu Constantin acoperit cu diamante acolo, am simțit că venise împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Roma a avut o strategie diabolică în a corupe biserica lui Hristos. Și Roma, care întotdeauna a lucrat pe principiul împarte și stăpânește, a dezminat biserica și a luat-o în stăpânire și apoi a devenit biserica. Așa că a călcat, a trântit stelele la pământ și le-a călcat în picioare. S-a înălțat la căpetenia moștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt. Expresia jertfa nu apare în original. Și atunci când ea a fost adăugată, este o interpolare. În original este cuvântul tamim, care însemnează cel zilnic. Și King James este mai literal în traducere când spune de daily sacrifice. Deși sacrifice este adăugat de daily, este o traducere corectă zilnic sau continuu mai precis. Continuu sau zilnic. Ce este continuu sau zilnic? Biblia spune că i-a surpat locul locașului său cel sfânt și a luat cel necurmat, cel zilnic. Pentru că timpul este scurt, în câteva cuvinte. Toate activitățile care se desfășurau în prima încăpere a sanctuarului aveau un caracter zilnic. Ceea ce se făcea în a doua încăpere a sanctuarului avea un caracter anual, o dată pe an. Epistola către Evrei de la școala de sabat, nu? Și nu-i nevoie acum să dau texte acolo, deja le vezi la școala de sabat. Era pâinea zilnică, era jertfa zilnică, era lucrarea zilnică a preotului, era rugăciunea zilnică, era tămâia zilnică, totul era zilnic sau continuu. Și Biblia spune aici că Roma papală îi va lua Domnului Hristos activitatea din prima încăpere a sanctuarului. Și așa deja să fac o anticipație. Timpul va fi scurt, mi se va arăta aceasta, nu voi avea timp să spun la sfârșit. Vreau să spun acum. Ați citit cartea Experiențe și Viziuni? Da. Domnul Iisus stă pe tron în prima încăpere a sanctuarului. Poporul său se chine înaintea lui. Domnul Iisus se scoală, intră în a doua încăpere a sanctuarului. Poporul său îl urmează. Cine se așează pe tron în mijlocul său? Satana. Și oamenii continuă să-i se închine în prima încăpere a sanctuarului. Într-un anumit sens, prima încăpere a sanctuarului n-a fost niciodată recuperată pe deplin de Domnul Iisus.
În faza primei încăpere a sanctuarului până la 1844, adevărul nu a fost reabilitat pe deplin niciodată. Neprihănirea prin credință n-a fost niciodată înțeleasă pe deplin. Legea lui Dumnezeu n-a fost niciodată așezată la locul ei. Acesta este adevărul pe care trebuie să-l recunoaștem. Curtea din afară a fost abandonată, prima încăpere a fost abandonată. Reforma se face când Domnul Iisus este în a doua încăpere a sanctuarului. Și succesul, zice, corul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Prietenii mei, Satan a avut succes cu prima încăpere a sanctuarului. În timpul fazei de la înălțarea până la 1844, Satana într-adevăr a reușit. Dar atenție, nu va mai reuși după 1844. Noi nu mai trăim în timpul împrăștierii, trăim în timpul adunării poporului Dumnezeu, nu? Fărâmițarea poporului Dumnezeu s-a terminat. Răbășița a fost adunată. Noi avem promisiunea unei victorii. A, câștigat Satana o victorie. Dumnezeu știa dinainte și ne-a spus-o. Cu privire la timpul nostru, n-a mai vorbit de o victorie a lui Satana. A vorbit de o victorie a rămășiței. Și trebuie să credem că ceea ce Dumnezeu promite se va împlini. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Poate cineva să-mi amintească cum ar suna corect, o traducere corectă. Spuneam că ebraica ca broken English. I-am făcut ebraica cu fratele Radu, care a avut la dumneavoastră o evanghelizare nu de mult. Și un exercițiu care ne dădea text în ebraică să-l traducem în românește. Și observam, de exemplu, ce trebuie ție pace, spune Iehu. În ebraică, ce ție pace. Cum vorbește un mexican care abia venit în America. Nu în român, românii au tare la limbi străine. Ei bine, asta e limba ebraică și uneori traducerile, deci traducerile încearcă să reconstituie sensul uneori din ceea ce au. Cine vrea să-mi amintească cum sună King James e mai corect aici și American Standard Version e cea mai corectă? Cum ar suna o traducere corectă? Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Da. A host was given to him for the reason of transgression, spune King James. O oaste i-a fost dată cu scopul păcatului împotriva jertfei necurmate, nu? Deci, o oaste a fost dată prin păcat, prin nelegiuire, prin traficul de influență al satanei împotriva jertfei necurmate. Și așa cum am spus, acesta este anul 508, când popoarele barbare erau deja controlate bine de papă, până și bulgarii, sărace de ei, necreșnați încă, erau folosiți de papă să-l chinuie pe împăratul Bizanțului, care era creștin de bine de rău, nu? Foarte interesant. Și a izbutit în ceea ce a început. Și Domnul Hristos, așa cum v-am spus, le-a spus ucenicilor care este adevărul cu privire la corul cel mic. Dar aș vrea să merg la... Vreau să insist în această seară asupra activității bisericii în prima încăpere a sanctuarului. Și vreau să mă întorc la întrebarea. Cine a luat cămașa lui Hristos? Poate corul cel mic să sosie la cer? Nu. Poate cu adevărat să ia mijlocirea Domnului Hristos? Nu. El poate doar să simuleze. Ca să simuleze trebuie să ia ceva ce Domnul a lăsat pe pământ. Haina de mare preot. Era în Câmpina un frate din ăla țăran de la Deștept de pe vremuri, știți? Om care făcea o brază cu plugul și pe să oprea să mai citească, să mai înveți un text din Biblie pe de rost. Om de o vârstă cu secolul. Mare cât un munte. Harnic, curajos, citit. Istorie, profeție, Jean Vieimier, mărturiile, totul. Se găsea biblioteca lui. Și mi-aduc aminte, tatăl era pastor și urcam pe deal unde stătea el, toată lumea fugise de pe dealul ăla, acum sunt mai vile de ale noi nomenclaturi, dar toată lumea fugise de pe dealul ăla, el rămăsese acolo, nu se găsea apă, și căra apă cu căruța și omul vrea să fie liber, nu vrea să intre în colectiv. Și stătea seara de vorbă cu tata la lumina lămpii și stăteam și trăgeam cu urechea. Spunea lui tata, zice, a venit popa la mine, zice. Și îmi spune popa, voi țineți vechiul legământ și mă scol și mă duc la el, avea aproape 2 metri de sus. Și la apuc de haine, zice, ce spui trebuie, uite aici, ce, acu' e haina asta, e haina lui Aron. Asta este adevărul. Aș vrea să ne ocupăm de lucrarea lui Satana în prima încăpere a sanctuarului. Și cum preoții au furat
veșmântul preoțesc de la Domnul Hristos. Când nu era pe cruce, romanii l-au tras la sort și l-au luat. Ezechiel 28:13, vorba despre satana. Să te ai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Sardonic, topaz, diamant, crisolit, onix, iaspis, safir, rubin, smaragd și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Știți că satana de la început a fost, le-a avut cu muzica de la început. Și încă mai folosește cu succes timpane și flaute. Dar satan era acoperit cu aur și cu pietre scumpe. Cine a numărat câte pietre scumpe stau pe Lucifer? Hai să numărăm, da? Sardonic, una. Ce vede la unul, da? Topaz, doi. Diamant, trei. Crisolit, patru. Onix, cinci. Iaspis, șase. Safir, șapte. Rubin, opt. Smaragd, nouă. Câte sunt? 9, aur nu, am vrut pietre scumpe, în afară de aur. Câte diamante? 9. Satan are 9 diamante. Să trecem de la Lucifer la veșmântul marelui preot, da? Și știm că satana de la început, pe cine a învidiat satana de la început? Pe Domnul Iisus, i-a vrut poziția lui. Pe cine reprezenta marele preot? Pe Domnul Iisus. În el se scrie o țesătură de pietre, și anume 4 rânduri de pietre. Hai să numărăm. Rândul întâi. Sardonic, topaz, smaragd. Rândul 2. Rubin, safir, diamant. Rândul 3. Opal, agat, ametist. Rândul 4. Crisolit, onix și iaspis. Câte sunt? 12. Aceste pietre să fie legate cu ferecătura lor de aur pe care are și Lucifer. Deci Lucifer se află în cer și nu luați prea literal. Eu am descoperit Biblia așa cum mi-este dată, nu? N-am văzut ce este acolo, dar am o reprezentare grafică. Și grafic îmi este prezentat Lucifer având 9 diamante. Și Domnul Hristos are 12. Nu? Domnul Hristos are 12 diamante. Și, de exemplu, țin minte că eram în armată și ne freca colonelul ne descotea untul de noi. Și eram ciclul întâi și ne bagă în baltă, ne dea la adunare, în Valea Adunare, mască de gaze, avioane la joasă înălțime, avioane la mare înălțime, în epoca când deja existau supersonicile, vă rog. Și întrebă, ce are ăsta cu noi? Zice, mai vrea o stea, zice ceva. Mai vrea o stea. Era clar, nu? Nu așa două, vrea trei. Ei, am putea spune că satana mi-a vrut o stea. Și oamenii lui au vrut o stea pe care nu le-a dat-o. Sper să mi-ai sărate 5 minute înainte de încheiere ca să spun ceva despre Biserica Adventistă în privința asta. Spiritul lui satana l-a avut și oamenii întotdeauna. Iuda 8:27, Gedeon a făcut, deci Gedeon a fost răzbăit cu madianiții. Pentru că erau izmaeliți, aveau în nas verici de aur. O întrebare. Vă aduceți aminte ce spune Biblia? Fiindcă erau izmaeliți, de aia le aveau. Adică Biblia spune, ei aveau verici de aur, dacă vreți să citiți, haideți să ne întoarcem puțin, că parcă aș vrea să abordez puțin problema aceasta. Judecător 8:24, Gedeon i-a zis, am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verici de aur, căci erau izraeliți, nu-i așa? Nu, fiindcă erau izmaeliți. Deci semnul izmaelitului era, ce spune americanii, body piercing, nu? Să-ți găurești nasul sau limba sau urechea, să baci ceva prinăuntru. Eram cu, să deam niște apartament în Atlanta și mergeam seara la jacuzzi. Aveau jacuzzi fierbinte în incintă și iar era o plăcere să faci baie în bazinul rece și apoi intrai în jacuzzi. Și vine o tânără și începe să discute cu soția mea în jacuzzi și de ombilic avea găsat un cercel. Și discutând zice, să vezi și pe la noi pe la biserică pentru că noi suntem unitarieni. Zic, centru unitarian în Cluj, da. Și vine și pe la noi cu tinerii voștri de la România, ai voștri cântă frumos, vine și pe la noi odată. Da, cu plăcere, luăm adresa, discut cu pastorii. Dar tot insista să o invite pe Elena într-o plimbare cu mașina singură. Și peste tot unde putea găsați un cercel. Și tot insista, deci noi suntem o biserică deschisă, fără prejudecăți, avem și gay. Și spuneam, nu vei odată cu mine la plimbare? Și am înțeles. Avea verici pentru că era mai elită, da? Și
Ca atare. Asta este o paranteză. Deci Gedeon le-a cerut să le dea verigile. Și le-a fost date. Și Gedeon a făcut un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de desfrâu pentru Israel, adică de idolatrie. Și a fost o cursă pentru Gedeon și casa lui. Ce a făcut Gedeon? Un efod. De ce a fost atât de rău că a făcut un efod? Orice activitate în prima încăpere a sanctuarului trebuia făcută cu efodul pe tine. Efodul te împuternicea să activezi în prima încăpere a sanctuarului. Și Domnul Hristos în Apocalips 1 îi se înfățișează lui Ioan în mijlocul bisericii sale, în mijlocul celor șapte biserici, deci în mijlocul bisericii sale luptătoare din fiecare epocă, în mijlocul celor șapte biserici, ținând în mână pe îngeri cei șapte biserici, într-un efod de incins cu un brâu de aur la mijloc, pentru că Domnul Hristos este mare preot. Și o să trec pe scurt câteva imagini care vă sunt familiare. Marele preot oficiază jertfa. Am o întrebare. Dacă jertfa era adusă, și nu mă refer la perioada când se făcea în familie, și simbolul era perfect. Dar în poporul său Dumnezeu a instituit un simbol perfect. Dacă jertfa era adusă și nu era adusă la templu, putea să facă ispășire pentru păcat? Nu. Deci jertfa adusă în spatele curții, în grădina, era doar un miel tăiat. Nu era jertfă pentru păcat. Ce însemnează aceasta? În lumea protestantă este predicată foarte mult crucea. Și în anii 50 protestanții au provocat teologii și l-au discuție. Este adevărat că voi credeți că lucrarea lui Iisus nu s-a sfârșit pe cruce? O, bineînțeles, noi credem că lucrarea lui Iisus a fost deplină pe cruce, adică jertfa pe cruce a fost deplină și Tatăl a acceptat jertfa lui, că nu trebuie la Duhul Sfânt. Păi atunci de ce mai vorbesc de sanctuarul ceresc? Ispășirea a fost deplină pe cruce. Prietenii mei, dacă jertfa era adusă în spatele grădinii și nu la templu, era valabilă? Dacă credem în cruce și nu credem în lucrarea Domnului Iisus de mijlocire în sanctuarul ceresc, are vreo valoare credința noastră în cruce? Nu are. Așa cum despățim legea de Evanghelie. Evanghelia este, mi-a spus cineva, vreau să repet, mi-a spus, legea fără Evanghelie este islam și islamul fără Evanghelie este hinduism în ultima instanță, nu? În ultima instanță, extremele tind între acolo, legea fără Evanghelie te duce la islam și Evanghelia fără lege te duce la hinduism, în care totul este relativ și totul este un Dumnezeu care locuiește în tine. Bun. Crucea fără sanctuar și fără mare preot este zero. Crucea fără înțelegerea sanctului ceresc este zero. De aceea Satana e foarte șiret. Zice, să-i fac pe oameni să nu mai vorbească despre sanctuarul ceresc. Să-i fac pe oameni să vorbească mai despre cruce. De ce să vezi voi atât de diferiți, nu? Hai să vorbim cu toți despre cruce, că e atât de frumos că Domnul a murit pe cruce și ne pune în cruce pe noi și dacă vei face și body piercing cu crucea pe la urmă, că se poartă. Crucea fără sanctuarul ceresc este jertfa adusă în spatele grădinii. Este o urăciune să fie omorât cu pietre acela. Dacă era adus mielul la sanctuar și nu era preotul cel care oficia. Deci, dacă omul omora mielul la sanctuar și nu era preotul să ia sângele să slujească, avea vă valoare jertfa? Ca atare, dacă credem în jertfa pe cruce și nu credem în serviciul de mijlocitor de mare preot al Domnului Hristos, este fără valoare? Pentru că nu putem fi mântuiți fără credința în Iisus ca miel. Dar nu putem fi mântuiți nici fără credința ca Iisus, în Iisus ca mare preot. Nici marele preot fără miel nu te putea ajuta. Dar nici mielul fără mare preot nu era altceva decât simplă măcelărie. Nu? Așa se face. Mergem mai departe. Ce îl califica pe preot ca mare preot? Aș vrea să subliniez un aspect. Un polițist care mă oprește pe stradă și nu are uniformă. Eu nu sunt obligat să mă opresc. Nu? Pentru că nu poartă uniformă. Pe de altă parte, dacă are uniformă, trebuie să mă opresc. Și după aceea o să-i cer să se legitimeze. Efodul îl făcea pe mare preot să fie mare
preot. El punea efodul și numai atunci era mare preot. Din cauza aceasta, simbolistica hainei de mare preot este importantă. Vă amintiți ce s-a întâmplat apoi, când Domnul Iisus a murit pe cruce? Perdeaua a fost sfâșiată de jos în sus sau de sus în jos? De sus în jos, ca nu cumva cineva să se gândească că a fost o mână, omenea, să fie clar că acolo a fost lucrarea cerului. Cuțitul a scăpat, mielul a fugit, pentru că lucrarea a fost transferată în cer. Ce a făcut corul cel mic? Mă întorc la istorie 508, deci au fost date oștiri. Și cu forța a fost impusă o preoție. În ce constă preoția? Noi suntem chemați să predicăm ultima solie. Și așa cum în vechime, în Vechiul Testament, Avram predica făcând altare. Și cum Ioan Botezătorul a predicat arătând spre mielul lui Dumnezeu, noi astăzi trebuie să predicăm arătând spre sanctuarul ceresc. Dar atenție! Spune, mă întorc la Daniel 8, ni se spune în Daniel capitolul 8 că corul cel mic i-a surpat locașul, sanctuarul ceresc, i-a luat jertfa, cel necurmat, să lăsăm cuvântul jertfa, mă rog, activitatea în prima încăpere a sanctuarului Tamim, el a luat, folosindu-se de oștirile de bulgari, de franci, de toate oștirile care i-au fost date, și ca atare, i-a luat haina, i-a luat efodul și a impus o preoție, preoție Domnului Hristos. Și acum să facem puțină istorie. Cât mai am? 10? 20? Oh, plenty of. În anul 1505, un student german care vede pe prietenul său murind trăznit în fața ochilor săi, hotărăște să ducă la mănăstire să-și câștige mântuirea. Se numește Martin Luther. Vrea să devină preot. Și Martin Luther timp de 10 ani stă în mănăstire. Și 10 ani încearcă să se facă mai bun, să se schimbe. Citește Biblia, se roagă, postește, face lucrare misionară. Mă rog, toate rețetele pe care știu și nimic nu merge. Teologia pe care se bazează el este teologia lui Ocamus. Ocamus, învățător scolastic, care spune așa, și spuneți-mi dacă sunteți familiar cu asta. Tu trebuie să faci tot ce poți. Și numai după ce tu ai făcut tot ce poți, Iisus completează. Ați auzit vreodată? E bunul simț, numai că spune Dumnezeu, pe cât sunteți văzut cerurile față, pentru că sunt gândurile mele față de bunul vostru simț. E logic. Dar pe cât de departe a pus față de răsărit, nu? E departe logica mea față de logica voastră, spune Dumnezeu. Pentru că Martin Luther zice, e logic, deci așa trebuie să fie, eu fac ce pot și pormă cer har. Și când vine seara și își face rugăciune, zice, parcă n-am făcut tot ce am făcut, dar mine fac mai mult. Și a doua zi face mai mult. Și vine seara și zice, parcă totuși aș putea face mai mult. Și a doua zi, treia zi face mai mult și a patra zi face și mai mult și a cincea zi și mai mult. A trecut prin asta. Tot s-a întrecut pe acolo la începutul credinței. Să știți. E experiența vechiului legământ. Și hai să fac partea mea, nu totul, dar să fac tot ce pot. Și Luther constată ceva, că totdeauna poți spune că puteai face mai mult. Niciodată n-ai făcut destul, mai ales când cunoști pe Hristos. Fiindcă descoperise și o Biblie în incinta mănăstirii augustiniene și citise Biblia. Într-o noapte, Luther citește psalmii și psalmul 31, mântuiește-mă în dreptatea ta. Înțeleg să mă mântuiască Domnul în mila lui. Dar dacă Domnul trebuie să mă mântuiască în dreptatea lui, sunt pierdut. Fiindcă dreptatea lui mă pierde. Se duce la Wilhelm von Staupitz, la starețul, conversorul său. Și zice, părinte, eu cunoaștem pe Augustin, știm că mai există și predestinație pe lumea asta. Și am înțeles că eu sunt predestinat pentru iad. Săracii spune, nu, Luther, nu e nimeni predestinat pentru iad. Pe Augustin, lasă-l pe Augustin, du-te la Evanghelia. Zice, părinte, uite care este problema mea. Nu pot să fiu bun, nu pentru cer. Teologia catolică spunea că trebuie, pentru a primi harul care te mântuiește, trebuie să faci ceva întâi, să fii pregătit ca să primești harul. Așa cum credeam eu, când eram mai mic, că dacă ai făcut un păcat, nu te poți duce la Dumnezeu să te rogi imediat. Eu credeam că trebuie să faci ceva timp, să te îndrepți și după aceea te duci la Dumnezeu, sau să te simți mai bine. Știți? Și ideea asta a avut-o catolicii, trebuie să faci ceva înainte ca să poți prinde carul lui Dumnezeu. Să vadă Dumnezeu că tu crezi că te îndrepți, nu?
trebuie să faci tu ceva ca Dumnezeu să vadă că ai bunăvoie să te îndrepți. Și Ștapit îi spune, încetează să mai privești la păcatele tale reale sau imaginare, privește la Iisus care a fost răstignit cu păcatul tău. Și Luther schimbă direcția, începe să privească la Iisus. Se duce la Psalmul 31, mântuiește-mă în dreptatea ta. Se duce la Romani, 1:16. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos că ne-ai descoperit o neprihănire, o dreptate pentru mântuirea celui care crede. Deci dreptatea lui Dumnezeu te condamnă în lege, te mântuiește în Evanghelie. Fiindcă în Evanghelie dreptatea lui Dumnezeu ți este dată prin credință și o ai, este a ta. Și Luther descoperă neprihănirea prin credință. Și vine revoluția. Nu? Cunoașteți istoria și nu vreau să o scurtez. După ce este anatemizat și după ce l-anatemizează pe papa, Luther scrie o carte numită Robia Babiloniană a Bisericii și asupra acestei cărți vreau să insist. Noi folosim termenul Babilon foarte des. Noi suntem rămășiți aici în Babilonul. Ce este Robia Babiloniană a Bisericii? O carte în care Luther dovedește că biserica, ca să ține pe oameni în robie, cine duce pe alții robie trebuie și să meargă în robie. Asta a făcut biserica. Ca să ducă pe oameni în robie, biserica trebuie să folosească niște metode mentale, că e o robie mentală, nu? I-au fost date arme ca să-i taie la gât pe cei mai deștepți. Dar cei care se lasă înșelați au nevoie de minciună, nu de sabie. Sabie pentru cei care își păstrează mintea limpede și credința în Iisus. Și robia aceasta, spune Luther, este făcută prin sacramente. Cum adică prin sacramente? Biserica are 7 sacramente. Care sunt acestea? Botezul, împărtășania, ungerea pentru bolnavi, nunta, penitența, iertați-mi lipsele de cunoștință teologică, poate că cineva știe să le spună pe toate, da? Deci, biserica are sacramente prin care ți se dă harul. De exemplu, fără sacramentul botezului, tu nu poți să fii mântuit. Fără sacramentul nunții, căsătoria nu este valabilă. Fără sacramentul împărtășiniei, nu? Nu poți să faci parte din biserică. Fără sacramentul penitenței, fără sacramentul spovedaniei, nu sunt iertate păcatele, nu? Fără sacramentul ungerii, nu poți să treci dincolo. Așa se face că cine poate să administreze sacramentele? Preotul. Mircea Eliade are o novelă foarte interesantă. Un soldat român vrea să dezerteze și înainte ca să dezerteze, să gândește, poate mă împușcă când dezertez, hai să mă spovedesc popii. Duce la preotul de campanie să spovedească. Părinte, uite, am hotărât să dezertez, știa că ce intră la popă, acolo rămâne, nu? Zice, și poate o să mor, așa că vreau să-mi spovedesc păcatele. Iese de la preot, 10 minute mai târziu, este arestat. Și taina spovedaniei. Foarte supărat în pușcărie pe preot că a trădat taina spovedaniei. Și zice, acum sunt sigur că o să mărturisesc și mie un preot să mă împărtășească. Și trimite tot preotul care îl trădase. Ce a făcut Ion? S-a spovedit sau nu s-a spovedit la preot? S-a spovedit, fiindcă el știa, fie stau un mincinos, dar fără el nu poți să intru în cer. Asta este mentalitatea cu care biserica a ținut pe oameni în robie, prin sacramente. Și sacramentele sunt date de preoți. De ce un preot poate da sacramentul? Fiindcă el este ordinat. Preotul este o categorie specială. Martin Luther a înțeles acest lucru. Dar, de fapt, în biserica lui se practica un sacrament care nu este în Biblie. Și acesta este confirmarea. Botezul și cina sunt în Biblie. Și păstrând teologia sacramentală, a păstrat și preoția. Și după aceea, baptiștii și congregaționaliștii și presbiterenii s-au desprins de bisericile istorice. Dar au păstrat în structura lor ideea clerului. Și biserica adventistă a pornit fără cler. Și biserica adventistă n-a căzut în cler la început. Dar încetul cu încetul. E mai comod să fii în închisoare decât să fii liber. Ați văzut vreodată pușcăriași care după ce sunt scoși din pușcărie sparg o vitrină ca să intre la loc? De ce? Fiindcă robia îți dă o stare de siguranță. Prietene mei, din punct de vedere eclesiastic, e mai bine să fii, mai comod să fii sclav decât liber. Când ești liber, răspunzi pentru mântuirea ta. Ai dreptul și responsabilitatea mântuirii tale. Este mai ușor să-ți dai mântuirea pe mâna unui om și să vezi de treburile tale trecătoare. Și din cauza asta, tendința firească a oricărei biserici este să reinventeze preoția. Aș vrea să povestesc istoria ordinației corpului pastoral în Biserica Adventistă.
Astea sunt controverse cu privire la pe cine să ordinezi, pe cine să nu ordinezi. Și nu știu de ce sunt aceste controverse în Biserica Adventistă, că noi nici n-ar trebui măcar să discutăm despre ordinație în Biserica Adventistă. Sau ar trebui să discutăm despre ordinație așa cum discută, să discutăm în Babilon. Biserica Adventistă a pruncat rămășița. Și rolul fiecare creștin trebuia să fie un misionar conform, un preot. Preoția este universală. Și fiecare trebuia să-și facă misiunea conform darului pe care a dat Dumnezeu. Și nu era treaba bisericii să spune, tu n-ai voie să exerciți cu tare, dar n-ai voie să exerciți cu tare. Dar dacă Dumnezeu a dat unui om un dar, omul acela trebuia să-l folosească și biserica trebuia să recunoască darul. Dar au apărut în biserică persoane cu mintea sucită și conduse satana, care au început să spună, păi și noi predicăm Evanghelia. Atunci biserica a spus foarte bine, hai să facem ceva. Hai să acredităm pastorii. De ce? Un pastor acreditat. Am și eu în buzunar un cartonaș mic de hârtie. Îmi prinde foarte bine când mă duc la pușcărie cu el. Ce însemnează acreditare? Și ce scrie pe el? Omul acesta, avem încredere ca să predice doctrinele adventiste de ziua a 7. Dacă predică ceva, credeți că este doctrina bisericii noastre. Asta a fost acreditarea pastorilor. Responsabilitate sau autoritate eclesiastică de plină au numit-o. Adică o persoană care are, care are darul și care este verificat că într-adevăr el predică doctrina bisericii adventiste, poate fi acreditat ca pastor dacă a fost verificat și dacă a făcut probă că într-adevăr el este de încredere să predice această doctrină. Și cineva care este bun să slujească poate fi acreditat ca diacon. Și cineva care este bun să tămăduiască poate fi acreditat ca misionar medical. Și cineva care este bun să se ocupe de copii poate fi acreditat ca să lucreze cu copii. Biserica, Ellen White, citeți din Ellen White, citat din Ellen White, ordinațiunea este lucrarea prin care biserica recunoaște că cineva are un dar de la Dumnezeu. Atât da. Biserica nu ordinează pe nimeni, Dumnezeu ordinează. Biserica doar recunoaște că cineva are un dar. Ellen White, mai departe, se dă prea multă importanță ordinației și asta spunea acum 100 ceva de ani. Ce să le spunem asta? Se dă prea multă importanță ordinației, zicea ea. Nu este decât un act prin care biserica, prin punere de mâini, recunoaște că cineva este calificat pentru o lucrare. Punct. Nu e nicio deosebire între laic și cleric. Aș vrea să spun ceva. Câtă vreme noi, în biserică, avem clerici și laici, teologia sanctarului ceresc este o simplă teorie pentru noi. Există un singur preot și noi toți suntem preoți. Cooperăm cu marele preot, nu? E un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Noi toți ceilalți suntem echipa lui preoțească. Și până ce biserica adventistă nu se va laiciza complet, adică nu se va preotiza complet, nu putem vorbi despre sanctarul ceresc. Noi încă trăim minciuna că a reușit, bine, zice cornul cel mic, a reușit să arunce adevărul la pământ. Mai mult de agradă, satana folosește această teologie catolică a ordinației ca să creeze controverse între noi. Și biserica cum este împărțită? Pe controverse care nu trebuie să existe. Pentru simplu fapt că noi nu suntem o biserică cu clerici și o biserică de laici, sau mai presus suntem o biserică de preoți. Am participat acum 2 săptămâni la un seminar de daruri spirituale. Și după ce invitatul nostru a încheiat seminarul, a zis, cine vrea să-ți dedice darul lui Hristos să fie sfințit? Să vină încoace, ca să ne punem mâinile peste el. Și am revenit în față, s-a pus mâinile peste ei ca să fie sfințiți pentru lucrarea misionară. Nu au rămas cu o pretenție că trebuie să fie ceva în biserică, că sunt ordinați, nu. Au vrut să aibă o recunoaștere din partea bisericii și o încurajare ca să se ducă, să vorbească cu vecinul, cu vecina, să ajute, să dea literatură, să facă lucrare. Falsă teologie cu privire la ordinație ne duce la alte false atitudini în multe alte probleme în biserică. De exemplu, este nunta un sacrament sau nu este un sacrament? Nu este. Domnul Iisus a instituit două sacramente. Botezul și cina Domnului. Cine a făcut din căsătorie un sacrament? Papa. Biserica.
Adică cum? Vrei să spui că nu e sfânt? Nu. Legământul e sfânt, e veșnic. Nu se poate rupe, să fie clar, da? Este legământ veșnic făcut cu Dumnezeu. Când spun că nu este un sacrament, înțeleg că dacă cineva și-a luat soția când nu era adventist și s-a botezat după aceea, zice, frate, știi, noi și așa n-am făcut legământ la biserică. Căsătoria noastră nu e la fel de sfântă ca alte căsătorii. Cred că noi ne putem despărți, nu? Legământul, dacă l-ai făcut în biserică sau în afara bisericii, este sfânt și n-ai voie să-l rupi. Pentru că nu e ca cina Domnului care o poți lua doar în biserică. Este un legământ universal pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie între bărbați și femei în toate timpurile, în toate locurile, nu numai în biserica sa. Încheierea lucrării va aduce o înălțare a sanctuarului ceresc, a slujbei Domnului Hristos în sanctuar, în viziunea noastră. Și aceasta va fi paralelă cu o lucrare laică de neegalat. Și vom vorbi despre curățirea sanctuarului. Nu vreau ca astăzi să vorbesc despre curățirea sanctuarului, pentru că vorbesc prea mult. Curățirea sanctuarului este însoțită de o reformă în biserică, de încheierea reformațiunii în toate privințele. Și noi, adventiștii, trebuie să încheiem reformațiunea. Aș vrea să vă povestesc o întâmplare. Îmi bălcesc într-un sat. Făceam lucrare din casă în casă. Și preotul mă invită la el și îmi spune, ascultă, zice, tu nu ai voie să predici Evanghelia. Zic, de ce? Că a căzut comunismul de acum. Și nu e vorba de comunism, zice. Tu, asta e o taină. Tu nu ești hirotonit pentru predicarea Evangheliei. Zic, cum? Să vezi că preotul era deștept. Zic, cum? Părinte, zic, eu sunt hirotonit. Sunt pastor, întărit. Nu, zice, voi n-aveți preoți. Voi n-aveți hirotonire. Voi sunteți o biserică de laici, mi-a zis el. Și numai preoții au voie să predice Evanghelia. Un adevăr și o minciună. Acolo unde noi credeam o minciună, el știa un adevăr. Minciunea care o credeam noi era că noi avem cler și laici. Popa Ion știa că noi suntem doar laici, fiindcă citise ceva la viața lui. Minciuna. El credea că doar preoții au voie să predice, avea dreptate. Dar noi toți suntem preoți. În același fel, în biserica noastră sunt oameni care cred că numai predicatorii au dreptul și privilegiul și calitatea să predice și să facă lucrări, să încheie lucrarea și așa mai departe. Și eu cred că marea strigare va aduce mari surprize. Nu cred într-o biserică anarhică în care fiecare face ce vrea. Nu cred într-o asemenea biserică. Dar cred că biserica va ajunge să se înțeleagă într-adevăr caracterul de preoție universală. Și biserica va fi mult mai flexibilă în a întări oameni și a-i trimite să facă lucrări pe care azi le fac doar pastorii. Eram în București și aveam o comunitate, eram pastor la Labirint, aveam o comunitate de țară. Și beți oameni creșteau porci, mergeau în sabat la Istanbul să facă bișniță, tot ce se putea face rău, făceau. Într-o mică comunitate de țară de 20 de aici. Și n-aveam nicio speranță pentru biserica aceea. Așteptam clipa când va trebui desființată. Și a venit un frate la mine, un frate din Labirint, un bătrân. Dar nu prea bătrân, știți, încă în putere, dar cu înțelepciune. Zice, măi frate, zice, trimite-mă pe mine acolo să mă ocup eu de aia. Și zic, cum? Zice, uite, trimite-mă cu toată puterea. Bine, am zis. Biserica aceea nu era independentă, era o grupă a noastră, doar o grupă a noastră. Zic, foarte bine, zic, uite ce facem. Mergem și am rupt cu comitetul să-l întărim pe fratele ca prezbiter. Am fost cu tot comitetul și l-am întărit acolo la ei în biserică. Și zic, el e predicatorul vostru. El vede cina? El concedere administrative. El exclude. El privește. El face totul. Nu vreau să veniți la mine decât când faceți evangelizare. Dânsul este predicatorul vostru. Aș vrea să vă spun că biserica a avut o reformă extraordinară. Omul acela a fost zi și noapte în satul acela. A lucrat. Având puterea de plină, a lucrat. Al sat, înspre Ialomița, era o comunitate care ținea tot de noi. Nu era independentă. Era o grupă a noastră.
Și acolo unul dintre prezbiteri, întăriți, aveam 5 prezbiteri, și unul dintre prezbiteri întăriți a cerut să se ocupe, să fie misionar acolo. Și l-am trimis. Și sabat, sugea în comunitatea lui la țară, nu venea la Brin, la oraș, pe scaun moale, să asculte predici bune. Mergea acolo în noroaie. Și a predicat Evanghelia și a câștigat suflete. Și a venit ziua botezului. Și a venit la mine și a zis, vin să botez? Și a zis, nu. Vin să stau în scaun. I-ai câștigat? Botează-i. Tu îi botezi, tu le dai cina, tu le predici Evanghelia. Păi ce facem, frate? Nu ești dumneata predicator? Nu, eu nu sunt predicator. Noi toți suntem predicatori. Da? Sau nu suntem? Nimica. Cornul cel mic a aruncat adevărul acesta la pământ. Cornul cel mic a smuls jertfa necurmată. Cornul cel mic i-a îmbrăcat pe misionar în haine care nu trebuiau să le poarte, haine preoțești. Și misiunea noastră este să reabilităm adevărul despre sanctuarul ceresc, despre lucrarea Domnului Iisus în Sfânta Sfintelor. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim că ne-ai chemat să fim o seminție de preoți și, Doamne Iisuse, după ce aproape 2000 de ani am fost mințiți și am fost învățați să ne punem încrederea în oameni, Tu vrei să ne îndrepți iarăși privirile spre marele nostru preot și să înțelegem că responsabilitatea mântuirii este a noastră și că darurile Duhului Sfânt sunt ale noastre și lucrarea Evangheliei este a noastră. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne ierți pentru faptul că am fost niște preoți leneși și nelucrători și uneori am primit învățătură care nu trebuia să o primim, așa cum fiul lui Aron a băut ce nu trebuia să bea. Și uneori focul care l-am aprins n-a fost de la tine, dar vrem să-ți fim ție credincioși, fiindcă știm că tu nu ne-ai lepădat și că suntem o preoția ta, cu toate darurile și cu toată puterea. Prin Domnul Iisus. Amin.